Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O pace Domnului să ne rugăm. Amin. Pentru robii lui Dumnezeu Andrei și Tatiana, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Iisus binecuvintează pe robii tăi Andrei și Tatiana, povățuindu-i pe dâșii spre tot lucru bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Ești robul Dumnezeu Andrei cu roaba lui Dumnezeu Tatiana, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se locuiește roaba lui Dumnezeu Tatiana cu robul Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, fericite și bine să va fi ție femeia ta, covirului de laturile casei tale. Iată așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei da bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Se cunună robul Dumnezeu Andrei cu roaba lui Dumnezeu Tatiana, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se cunună robul Dumnezeu Andrei cu roaba lui Dumnezeu Tatiana, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se cunună robul Dumnezeu Andrei cu roaba lui Dumnezeu Tatiana, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, roaba lui Dumnezeu Tatiana, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Tatiana, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Tatiana, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Doamne Dumnezeul nostru, cu mărie și cu cinste, încununează-i pe dâșii. Cu slavă și cu cinste, încununează-i pe dâșii.
să fii Mirica Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te omuțăși ca Iacob, omul în pace, în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Și dumireasă mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te omuțăși ca Rahila, veselinte cu bărbatul tău, și păzind cu ca lege, ca așa binevoie Dumnezeu. Domnului să ne rugăm! Nouă încununaților, robilor lui Dumnezeu Andrei și Tatiana, nașilor lor Mihail și Marina, nuntașilor care s-au adunat la această bucurie, dă-le, Doamne, pace, sănătate, zile îndelungate, iertare de păcate, spor întru toate, și-i păzește pe dânșii într-o mulți, și fericiți ani! Această melodie este pentru voi și atunci când el îți aranja ție părul și probabil îți spunea exact versurile acestei melodii, că ești perfectă astăzi și că astăzi este seara voastră. Da, ultimele pregătiri, ultimele telefoane, ultimele aranjări de acum, deja. Știți ce vreau eu să vă rog? Să vă pupați, să vă uitați așa în ochi unul la altul și să ziceți: hai mai Tanișa, hai mai Andrușa, să facem o nuntă superbă, să ne simțim extraordinar alături de oamenii pe care îi iubim. Cei care în urmă cu 3 ani au devenit prietenii Tatianei, de curând au devenit și prietenii tăi, Andrei, și mă bucur că i-ați ales pe ei în calitate de nași, pentru că probabil sunt cei mai buni. Le spunem: bine ați venit, stimați nași, mergeți la finii voștri, îmbrățișați-i, pupați-i, pentru că sunt ai voștri! A venit oaspeții, le spunem bine ați venit, sunteți cei mai punctuali și vă apreciem mult pentru asta. Miri și nașii vă așteaptă să-i salutați și să le oferiți îmbrățișări, sărutări, dar și urări de bine, ca toată căsnicia lor și drumul pe care l-au ales să fie unul extraordinar.
I keep on driving even though I know I'm tired. Pick up your groceries though I don't wanna cook. Discuss my feelings in the middle of the night, all for you. O primești în brațele tale pe cea care în urmă cu mulți ani te-a ținut ea pe tine prima dată în brațe, pe cel care te-a dus la școală de mânuță, iar acum este mândru că tu ai găsit un alt bărbat alături de care să stai mână de mână o viață întreagă. Eu cred că ei sunt tare fericiți în această zi, poate mai fericiți decât tine, pentru că se zice că atunci când copiii își găsesc iubirea, părinții găsesc fericirea. Socri mari cu fata și se chiuie pentru ei. Ia așa, să-i primim cum se cuvine. Dragule,
iată că a venit și cei care probabil sunt sfinți în viața ta și nu doar pentru că poartă nume de sfinți, dar cei care pe tine, personal, te-au așteptat tare mult să vii în familia lor. După atâtea anunți la care au fost în calitate de socri mici, iată că astăzi aveți mare onoare să purtați titlul de socri mari. Domnule Ion, doamna Teodora, fiți bineveniți la nunta fiului dumneavoastră, să fie într-un ceas bun, să vă bucurați de el și fie ca familia dumneavoastră să fie tot mai mare și mai mare. Ciocniți această cupă de șampanie, după care să faceți și o poză alături de copiii dumneavoastră, dar și nașii lor, pentru că le-ați oferit, într-un fel, dreptul de a vă educa copiii și eu sper că o vor face în cel mai frumos mod posibil. Vor avea grijă ca în familia lor să fie pace și înțelegere. Some pain we cannot undo. Hey, I'm out here for ya. It's been a long, long time. Today I still adore ya. I'll always be on your side. Carry you.
touched down, so far from home, slowly let go from everything that makes it so uncomfortable. Feather light, follow where the wind blows. This is how your soul grows. Close your eyes, close your eyes. Listen to your heartbeat, tells you where you should be. Don't be afraid to jump, fly, walk on water. It's nothing like the pictures. Și de lângă aceste mese frumoase lipsesc eroii principali ai acestei nunți. Eu tare sper să fiți deschiși și să îi primiți cu mari aplauze și cu multă prețuire pe părinții mirilor noștri. Haideți în aceste clipe să chiuim pentru socrii mari! Chiuim acum pentru socrii mari cu fata! Foarte modești, foarte cum se cade și foarte muncitori. Cred că părinții în această seară au mari emoții. Pe lângă aceste pereche de părinți frumoși, mirii noștri mai au încă o pereche de părinți. Și e tare fain această pereche de părinți pentru că e tânără ca ei, pentru că au chef să călătorească, pentru că au chef să petreacă multe zile și nopți împreună. Sunt părinții lor spirituali și eu tare, tare vreau acum să chiuim pentru nașii mari, Mihai și Marina! Celor patru fantastici, așa cum le-am zis eu astăzi, nu este completă. Lipsesc cei care practic au adunat atâtă lume la această nuntă și împreună astăzi ne vom bucura și vom celebra dragostea lor. Vreau pentru ei să ne unim toate puterile și să fim foarte darnici la capitolul aplauze. În câteva clipe își vor face apariția. Thank you.
Iar acum să chiuim, să-i aplaudăm pe cei care astăzi își sărbătoresc dragostea, Tatiana și Andrei! Ca această masă și ca această petrecere să fie binecuvântată de către cel care are grijă de sufletelul Tanei deja de o multă perioadă, mare perioadă de timp, așa că vă rugăm în aceste clipe să fiți pregătiți emoțional pentru că urmează să spunem o rugăciune pentru începutul acestei mese și ofer microfonul părintelui Florin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile de nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispite și ne izbăvește de cel viclean. Hristos a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând și celor de morminte viață, dăruindu-le Hristoase Dumnezeule, binecuvintează mâncarea, băutura, în cinstea robilor Tăi, mirii de astăzi, Andrei și Tatiana, și la tuturor nuntașilor care sunt de față la această sărbătoare, că sfântești totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Masă binecuvântată! Dragii noștri fiini, Andrei, Tatiana, stimați oaspeți, bună seara! Vă mulțumesc frumos că ați venit în astă seară, că ați venit să ne susțineți. Vă doresc să aveți o seară cât mai frumoasă, multă veselie și bună dispoziție să nu lipsească. Pentru asta vă îndemn să ridicăm câte un pahar pentru cinstea și tânăra familie. La mulți ani! Bună seara, bine v-am găsit! Casa de piatră mirilor, nașilor, multă fericire! La mulți ani! Stai cu mine, omule, să-ți cânt, căci așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de ca să uite, să-i fac clipe în viață fericite. Să-i zic una pe sufletul de dor și de dragostea de tâi. Dacă ai de casă arsă la focul, sau zici că te-a părăsit norocul, nu uita, toate sunt trecătoare, mai las-o acolo de supărare. Și pui lăutare ca să-ți cânte, că le uiți oricât ar fi de multe. Până dimineață chefuiești, omulețe, dansele trăiești. Botează și curnună, nașule, măi. Cine e de viță bună, nașule, măi? Că botează și curnună, nașule, măi. Cine e de viță gază, nașule, măi? Tot curnună și botează, nașule, măi. Cine e de viță gază, nașule, măi? Botează și curnună, nașule, măi. Hai, hai, nașe mari, lor la lăci pe doar. Țijări, parari, ori nouă ni se pare. Iar acum la închiere, nașule, măi, eu îți zic la revedere, nașule, măi. Iar acum la închiere, nașule, măi, eu îți zic la revedere, nașule, măi. Sănătate nu din tăt, nașule, măi, nu vă las niciun lucru, nașule, măi. Eu blocul iau cu mine, nașule, măi,
și vă las numai cu bine, nașule. Hai, hai, nașule, hai, uitați părările, bă! Să vină prosoapele nașilor mari. Iar acum, așa cum se cuvine, finii să onoreze și să lege nașii cu prosoape albe, ca și inima lor. Mulțumim din suflet și hai să chiuim pentru nași, prosoapele nașilor. Amar, dar hai să începem întâi cu... Hai cu nașii. Nașii, oferiți-le un masterclass finilor cum trebuie să se sărut în public. Asta e începutul, noaptea înainte. Hai să se pupe și mirii noștri!
Bravo! Dragilor, vă dorim în continuare poftă bună. Vă rog din suflet, mâncați, trebuie să prindeți la puteri pentru că avem o noapte înainte. Василий Богдан на цимбале. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's where that I belong, and will never part. Love me tender, love me too, tell me you are mine. I'll be yours for all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's where that I belong, and will never part. Eu cred că a venit momentul să vedem cine o să rupă cea mai mare bucată din colacul Miresei. Să vină și acest minunat colac. Alele, 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 alele
Așa, l-ați primit, l-ai răscumpărat, vorba aia, chiar dacă tu ai plătit pe el, dragule, nu înseamnă că este al tău. Da, așa, ia prosopul, că să le fie mai comod prima, eu sper să fie asta și prima și ultima voastră competiție, să concurați pentru ultima dată în aceste clipe. Iar acum împreună, 3, 2, 1 și... Andrei, ia ridică, măi, ia uitați-vă, dacă punem, e fix jumătate. Și acum ar trebui să intre Adrian Ursu și să cânte jumătate eu. Dar eu nu pot cânta, Doamne ferește. Dragilor, asta înseamnă un lucru extraordinar, înseamnă că o să fie echilibru în familia voastră, ce este un ingredient absolut necesar pentru ca voi să aveți o căsnicie fericită. Draga mea, oferă-i mirelui tău onoarea și prima bucățică din acest colac, după care serviți-vă și nașii, iar dansatorii noștri vor împărți tuturor dumneavoastră câte o bucățică din acest colac. E de bun augur să mâncați sau să luați chiar acasă, pentru că așa o să aduceți și mai multă dragoste în familiile și în casele voastre. Cine poate să ducă pasul cu toate, să fie la muncă bun și la mândruțe jupâne. Eu le-am făcut pe amândouă și-am urcit lume cât nouă, nu m-am lăsat prigonit, tot ca nouă am iubit. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucă, nu e doar cu modă, domnul, e cu șofacie. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lângă. Nu e doar cu modă, domnul, e cu șoface și omul. Merge! Cineva, nu mă crede nimeni, mă. Câte mândre am iubite și câte nopți nedormite. Noaptele iubeam cu foc, ziua munceam cu mulți ori. Am fost la dracu de mic și nu mi-a scăpat nimic. Omul bun știe să ducă și la muncă și pe lungă. Nu e doar cu modă, domnul, e cu șofa. Și omul bun știe să ducă și la muncă și pe lucră. Nu e doar cu modă, domnul, e cu șofacie și omul. Hai, nașule! Mă întâlnit și ea, soare, lumea din ipaz, m-ar întâlni și mâine.
fi fericit de mine. Rai, lai, 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 rai, lai, 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 lai. Mai la nuntă! Că a venit și momentul mult, dar tare mult așteptat, pentru că lucrurile bune se lasă așteptate. Am o mare rugăminte pentru părinții de copii mici. Vă rugăm să-i țineți deoparte, pentru că mirii noștri au o adevărată scenografie și coreografie în această seară. Să înceapă muzica și oferim microfonul frumoasei Cătălina Cărauș. Eu te-am scris
Fericită că am reușit să vă văd. Sunteți foarte, foarte frumoși. Cred că asta v-a spus toți. Vă spun foarte sincer. Am văzut foarte multe cupluri dansând după vals, însă cred că acesta este cel mai frumos vals pe care l-am văzut. Scenariul a fost foarte frumos și voi ați fost foarte frumoși. Și mă bucur că valsul după versurile pe care le-am scris cu Viorica Demic și interpretarea mea v-au plăcut și l-ați ales. Și mie mi-a plăcut cel mai mult valsul vostru. Vă doresc Casa de Piatră. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că ai venit. Pentru mine este foarte important. Doamna Tamara, profesoara noastră de canto, ne vede de acolo sus. Și mulțumesc.
Iată așa îmbrățișare între colege. Există prietenie în showbiz, iar îmbrățișarea fetelor este dovada. Iar acum haideți să le dăm un rând de aplauze celor care au dansat, că chiar au făcut-o frumos. Vorba aia, puteți faceți hu, am scăpat și de asta. Acum oficial putem să dansăm așa cu toții și să facem veselie la nunta asta. Lungă-i lungă, iar vei vede ce-am iubit, nu se mai vede. Ce-am fost vede, s-a uscat, nu mai ce-am iubit, s-a scumpurat. Hai la nuntă! Dacă vrei prieten cu adevărat, nu uita nici când de unde ai plecat. Că niciodată nu poți cumpăra un suflet cât de mulți bani ai avea. Dacă vrei prieten cu adevărat, nu uita nici când de unde ai plecat. Că niciodată nu poți cumpăra un suflet cât de mulți bani ai avea. Merge! Chiar atât de sus, omule, te-ai bani și te-ai ajuns, omule. Nu ești chiar atât de sus, omule, te-ai bani și te-ai ajuns, omule. Dacă vrei prieten cu adevărat, nu uita nici când de unde ai plecat. Că niciodată nu poți cumpăra un suflet cât de mulți bani ai avea. Dacă vrei prieten cu adevărat, nu uita nici când de unde ai plecat. Că niciodată nu poți cumpăra un suflet cât de mulți bani ai avea. Rastafari mi era di tolto sfia, i volšebni svoje basiluj padari, i ja srazu skazečno stanu baga, bagači čem se princi se garali. Zapahi cvetov i vesne, daže sredi ljudoj zimy. И такие снятся мне сны. Мы одни, одни, только мы. Не отдам тебя никому. Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь, волосы твои окунусь. Просто подари мне взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари. Подари. Просто подари мне один только взгляд, и волшебный свой поцелуй подари. Я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари.
просто подари, просто подари. Ce frumoasă este viața, cât te apucă dimineața. Ce frumoasă este viața, cât te apucă dimineața. Dimineața la șosea, cu mândruța altuia. Dimineața pe răcoare, fără banii buzunar. Ce frumoasă este viața, cât te apucă dimineața. Dimineața la șosea, cu mândruța altuia, mă. Bune vinul bine-ți face, când îl bei cu cine-ți place. Bune vinul bine-ți face, când îl bei cu cine-ți place. Bune vinul nu-i ca apa, nici mândruța nu-i ca apa. Nu s-a născut nimenea să trăiască cât lumea. Și cât frumoasă este viața, cât apucă dimineața. Dimineața la șosea, cu mândruța altuia, mă. Ce mi-e drag pe lume, drag pe lume, drag pe lume. Voi ca-i muri cu hamuri bune, hamuri bune. Ce mi-e drag pe lume, drag pe lume, drag pe lume. Voi ca-i muri să tragă bine, tragă bine. Hai mi să meargă bine și mândruța lângă mine, și mândruța lângă mine. La 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 la. Uita-mă, la căruța să bocănească, bocănească, bocănească. Mândruța să mă iubească, mă iubească. Căruța să bocănească, bocănească, bocănească. Păi mândruța să mă iubească, mă iubească. Hai mi să meargă bine și mândruța lângă mine, și mândruța lângă mine. La 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 la. Cine poate chiuie? De cât e lumea lumii, din sat mi dor mereu. Așa sunt moldovenii, lăsați de Dumnezeu. Câte doi, câte doi, hai la hora noastră. Hai băieți să face roate, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la hora noastră. Hai băieți să face roate, neamul să trăiască. Thank you.
cățel de lână și cu hânciul picat. Noi nu știam ce-i frigul la vremea de iernă. Cu cățel de lână și cu hânciul picat. Noi nu știam ce-i frigul la vremea de iernă. Câte doi, câte doi, hai la hora noastră. Hai băieți să facem roate, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la hora noastră. Hai băieți să facem roate, neamul să trăiască. Seara asta iară beau, lai, lai, la-la-la. Mă petrec și fac ce vreau, la-la-la-la-la. Seara asta iară beau, lai, lai, la-la-la. Mă petrec și fac ce vreau, la-la-la-la-la. Viața care duc acum, viața mea, dar nu aș dau pe niciuna, viața mea. În tine vreau ce-mi place viața mea, stă să ceram ce-mi face viața mea. Ce nu-mi doresc, să nu mă trănesc, să rămân așa toată viața mea. Ce nu-mi doresc, să nu mă trănesc, să rămân așa toată viața mea. Să nu mă trinesc, să rămân așa toată viața mea, bă! La mulți ani, Casa de Piatră Mirilor! Să trăiți! Bravo, bravo tuturor, atât lăutarilor noștri cât și dansatorilor. Vă oferim câteva clipe de respiro, dar asta nu înseamnă că nu avem activitate aici. Mă bucur că deja ați renunțat la tocuri. Deja e un semn bun, înseamnă că petrecerea noastră este pe direcția corectă. În aceste clipe vrem deja să trecem de la ritmurile populare, la ritmurile melodiilor neamului nostru, la cele de peste hotare, pentru că urmează în câteva clipe să îi primim aici pe dansatorii nunții noastre de astăzi, show-baletul non-format, cei care o să ne aducă niște ritmuri disco, după care o să vă invite rând pe rând la un flash mob. Așa că să înceapă muzica! Thank you.
за перикода да. Till the end, but now I'm straight more than ever. All that we still have each other.
fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fue una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así que pena a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Déjame el olvido para sentir tu show. Diseñado y de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su mano tiene poder que está en el corazón. Soy vampiro bien demente, en lo oscuro y sin la gente. En el pasito que me ve, amarradito bien demente. Черная кожа — это принцип. Светит камень на мизинце. Мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини. Твоя мама на моем концерте. Все твои родные на моем концерте. Пифагор не сосчитает все мои хиты. Тимати не сосчитает все мои понты. Я на хайпе, каждый год на хайпе. В ее руках мартини, плюс она на стайле.
на черном стайле, но я на стиле. Все, что скоро выйдет в Луи, мы уже купили. Зайка моя, я твой зайчик, голос мой эстрадный. Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный. Что завтра я надену, вопрос этот спорный. Но сегодня... Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Музыка танцует сзади, нас закроют это пати в черном авто. Бери меня всего. Татуировки черные, мы с тобой четкие. Татуировки четкие, капели черные. Твои татуировки не дают мне покоя. Твои ладошки потные, я точно не в себе. Мои глаза голодные, берут тебя стоя. Я хочу тебя примерить, иди ко мне. Она смотрит на меня до клуба, ее качает атмосфера клуба. Музыка нас проводит, музыка нас зарядит, музыка нас целиком запутает. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати, не говори мне хватит, снимай свое платье. Девочка, пятница, не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать. Мы уже в океане, дискотека алкоголя и марихуаны. No stress, обоем как M&M's. Dance, dance. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканов. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканах. Ламбада, мы танцуем, мумбара, пей снег. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем, мумбара, пей снег. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем, мумбара, пей снег. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем, мумбара, пей снег. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Манеле, манеле, живому мы сотрудничаем. Iubire, durere, dolare, lovele, sandale, verdele, problemele mele. Icoane, curame, armane, să moară dușmane. Că Dumnezeu dă nume la cine cere. Eu n-am fost la școală, dar treabă-mă cât fac pe lună. Că stau niște cifre de nu știi să numeri. Mânele, mânele, am ceas cu tarafe de aur. Dar să vezi când sună alarmă, fac horă săracii. La coadă, la mega, la Lidl, la Penny, la Peco, la Ambara. Acele-mi face tatuă pe sub piele. Dar nu știu ce înseamnă cu grele, cuvintele grele. El corazon de duele. Hai lasă cu tratul, că știi ce faci, nene. Mânele, mânele. Artiști și artiste cu piese mondene. Mânele, mânele. Și toți ipocrizii se ascund, dar dansează cu ele. Miroase novele, cineva să mă stele. Mânele, mânele. Mânele, mânele. Mânele, 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 mânele. Oh,
miraculoși. Așa naș, mai dă Doamne la oameni. Pentru că chiar sunt faine, așa, chiar sunt tare bravo, dansează, ține zonul, dacă nu-i mirile și mireasa, ceilalți miri ai serii noastre sunt la datorie. Dragilor, vă luăm, vă îndemnăm să luați loc, sus paharul pentru nașul, că-i bravo! Să vină sărmăluțele chiar acum! Așa? Că nu se pupă mirii noștri. Ia haideți să-i strigăm un amar așa, să vedem cât de dulce se pupă mirii noștri. Amar! Amar! Unu, doi, trei, patru, cinci. Dar noi avem când? Bravo! Mulțumim din suflet! Și acum se cere un amar și pentru... Unde-i gașca nașului? Hai să se pupe și nașii noștri. Unu și bun! Nașule, arăt spectaculos acum. Ai un zâmbet rujat. De 32. Poftă bună, dragilor, în continuare vă dorim să savurați din bucate și din muzica aleasă. Dragilor, pentru că mâine este zi de muncă, cine are mâine de dus la lucru? Precis? Dar cereți o învoire de la miri, spuneți că oamenii ăștia au voie să nu vie mâini la lucru. Nu, glumim. De fapt, tocmai de asta vrem să eficientizăm timpul și pornim frumoasa tradiție numită Masă Mare. Așa că vrem să începem printr-o metodă simbolică de spălarea mâinilor nașilor mari, pentru ca așa, cu inima deschisă, să începem și Masa Mare. Aceste clipe vă rugăm de primiți colacii nașilor mari și să chiuie gașca nașilor! Prin mahală, hohot, râs și chiuială, mult alai și forfoteală, asta-i nuntă extremală! Hei! Hei! Cântă marșul leu tare, tare! Aruncați-n cale apă, de-de-de-dei, de-de-de-da, căci în sată-ți este sărbătoare. Chiuiți băieți și fete, vornicei boliți gărate, hai ciocniți pahare pentru tineri și dansați cu ei în horă, că încep o viață nouă, nuntă mare veselie. Să nu uităm mare bucurie.
Puște și vornicei, cu tovă și muzicanți de dumine că până mați. Bate ropa, bate o bin, ca să joc cu cine-mi vine. Bate ropa, nu-i da pace, ca să joc cu cine-mi place, mă! Dacă nu Nașul Mare, atunci cine? Nașa Mare! Hai să aplaudăm această femeie senzațională! Marina, Nașa Mare! Scumpii noștri fine, în această seară, în primul rând, vrem să vă mulțumim din adâncul sufletului pentru această seară minunată, pentru aceste emoții pe care nu putem să le descriem, pentru toate clipele frumoase și, desigur, tuturor oaspeților care sunt alături de noi în această zi specială. Vă urăm din tot sufletul drum bun în viață și o căsătorie trainică. Vă iubim! Dragii noștri, scumpii noștri, iubiții noștri, fiți alături împreună așa cum vă cunosc, de când vă cunosc. Sunteți bravo, tari și puneți bazele temeliei și orice întrebare, orice vă chinuie, în orice moment ne puteți contacta și o să cătăm o soluție împreună. Casă de piatră, sănătate și multă dragoste. Și un sfat, la baza unei familii, stă să vă supărați pe rând, foarte important. Casă de piatră, la mulți ani! Ai crezut că scap numai cu cuvinte frumoase? Dacă tot am zis că Nașul este cel care are onoarea să pună prima piatră la temelia casei finilor. Hai să fii una bună! Dragilor, vreau în aceste clipe să faceți un fel de alegeri la mesele dumneavoastră și să desemnați câte un reprezentant de la masă care va veni aici, în față, să le spună verde în ochi ce simt sau ce le doresc mirilor noștri. Puțin vorbim și mai mult dansăm. Și vreau să mă îndrept în aceste clipe către acești părinți, cei care au crescut trei fete. Și atunci când a venit băiatul, s-au bucurat nevoie mare. Aplauze pentru socrii mari! Mă iertați că avem emoții, dar oricum, după atâtea fete, la urmă un băiat frumos, voinic, se merită și emoțiile pozitive. Din prima zi când l-am văzut, când a apărut pe lume, micuț, frumos, bălan cu ochii albaștri, m-am gândit, va fi Andrușa. Fiindcă era ultima zi de toamnă, prima zi de iarnă, spre Sfântul Andrei. Zâinile i-au hărăzit să crească înconjurat de dragoste, de părinți și surioare, care l-au crescut cu drag, l-au dădăcit, l-au hrănit cu lingurița, cum s-ar spune. Până s-a văzut băiatul mare. Am înțeles că educația o să-i fie bună, fiindcă a avut de la cine să ia, de la surorile mai mari.
Și până la urmă și-a găsit și ziua în care a întâlnit zâna lui cu care va parcurge viața mai departe. Tania, să ai grijă de el așa cum și el de tine. Să mă uit la voi, da? Păi v-am văzut, lumea nu m-a văzut, dar voi mă știți. Și vă doresc să fiți sănătoși, frumoși și cum ați fost și până acum, așa, cu sentimente și cu calități bune. Un drum bun în viață, vă doresc copii frumoși și dragoste ca în prima zi. Să fiți sănătoși pentru Taniușa și Andrușa. Mulți ani! Stimați mesieni, cinstiți nuntași, în primul rând vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră. Ați avut că aveți așa bucurie, ați avut așa bucurie și plăcere la nunta copiilor noștri, să fiți împreună cu noi. Și pentru băieți doresc viață fericită înainte, să știe să cedeze unul la altul și să ierte și să margă într-un pas în viață și să aibă ascultare de la naș, că nașii a se învețe tot la, de un drum înainte strălucit. Sănătate, pașe, întotdeauna, iubire, fericire. La fir flori aleose, la uitați-vă la mine azi, la la fir flori aleose, la uitați-vă la mine azi, la e frumos ca două stele, farmică lumea cu ele, oi frumos ca două stele, farmică lumea cu ele. Sănătate multă! Vă dați seama cât au așteptat și dumnealor să fie socri mari, nu numai socri nici, dar eu sper că și la celelalte nunți vi s-au zis socri mari cu fata, așa cum îmi place mie să le spun părinților miresei, pentru că așa cum se crește greu un băiat, cum se educă, așa se crește cu multă dăruire și cu multă dragoste și o fată. Vreau să doresc lui Tania și lui Andrei să fie așa fericiți cum, toată viața cum sunt într-această seară. Și drum lung în viață. Eu vreau să adaug, noi l-am primit pe Andrei ca un membru al familiei, ca un fecior, fiindcă i-am încredințat ce avem noi mai scump în familia noastră, fiica noastră. Îi doresc un drum lung în viață, să fie alături unul de altul, să fie alături de nanaș, să fie alături de părinții lui Tania, de noi, de părinții lui Andrei, de socri, de cuscri. Vă doresc casă de piatră și nepoți. Nouă ne-a venit vârsta de nepoți. Eu cred că voi toți sunteți de acord. La meseni, mulțumim și o seară plăcută mai departe. Este o seară frumoasă. Mă bucur că suntem toți aici împreună. Și vreau să vă doresc ca să fiți mereu înconjurați de persoane frumoase, precum sunteți în această seară. Persoane frumoase nu doar la chip, dar și la suflet. Vă trebuie să aveți parte de persoane care să vă iubească, să vă susțină și să vă încurajeze. Veți avea nevoie, vă doresc asta din suflet. La mulți ani! Dragii noștri, sunteți minunați în această seară. Vă dorim din suflet tot binele din lume, să fiți sănătoși și fericiți. Casă de piatră, copii frumoși și sănătoși, așa cum sunteți și voi.
să aveți parte doar de clipe frumoase împreună, iar când o să aveți la poarta vieții voastre vă bate un necaz, să știți să-l depășiți cu ușurință și fără multe emoții negative. Să aveți alături oameni dragi, să fiți prieteni buni cu nașii voștri, să estimați, să respectați, pentru că sunt ca părinții. Vă doresc tot binele din lume și să fiți fericiți. Draga mea prietenă Tatiana, îți mulțumesc mult că ne-ai invitat la cea mai importantă zi din viața voastră. Mă bucur nespus de mult să fim alături aici în această zi importantă. Îți doresc să fii o femeie fericită. Eu am încredere în alegerea ta și sunt sigură că primești dragoste, atenție, grijă și respect. Îți doresc să fii fericită, o viață frumoasă, plină de aventuri, momente frumoase, mulți copilași și tot ceea ce v-ați pus în plan să se îndeplinească. Eu mă bucur foarte mult că această zi este exact așa cum ți-ai dorit tu. Diana, hai că până acum ai stat pe Instagram și ai vorbit cu Instagram, acum e moment să vorbești cu mirii noștri, da? Dar banii unde-s? Eu microfonul ți-i dau, dar banii? Hai, eu strâng banii, tu vorbește. Bună seara, dragilor! Deci eram super entuziasmată cu prietenii despre această nuntă, vorbim foarte mult și m-am emoționat, m-ai luat prin surprindere. Vreau să le doresc tinerilor însărăței multă fericire, casă de piatră, ca și cum am zis într-un interviu, ca să te văd așa și peste 50-60 de ani atât de fericită ca în ziua aceasta. Deci, în primul rând, fericire, stimă reciprocă și noi așa, prietenii, cu ce o să aveți nevoie, să știți că puteți să apelați mereu la noi pentru că o să venim cu mână de ajutor. Suntem foarte bucuroși pentru voi să vă vedem atât de fericiți. Vă iubim, vă stimăm și o să fim mereu alături cu ce o să putem. La mulți ani, casă de piatră! Ei, ce-i drept nu-i minciună și mireasa e tare frumoasă. Bună seara, aveți onoarea. Bună seara. Dragă mire și mireasă, vă zic așa, fiindcă mâine de acum, de fapt astăzi, sau încă nu este astăzi, nu este luni, nu o să mai fiți mire și mireasă. Masa numărul 3, toți cei prezenți la această nuntă frumoasă, vă felicităm cu celebrarea căsătoriei voastre și vă spunem că sunteți foarte norocoși. Foarte norocoși, fiindcă ați organizat o nuntă extraordinară împreună cu părinții voștri să vă fie sănătoși. Foarte norocoși că aveți așa părinți spirituali alături de voi, care ne-au plăcut foarte mult în această seară și sperăm că sunt așa veseli tot timpul și foarte norocoși că aveți atâția prieteni minunați și noi vă dorim ca acest noroc să fie alături de voi pe parcursul întregii vieți. Multă sănătate, mult noroc, multe realizări frumoase și copii frumoși. Bună seara încă o dată, dragii mei. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, știți prin câte am trecut ca să ajung la nunta voastră și nu am greșit. Este o nuntă minunată, sunteți atât de frumoși, Tatiana, ți-am spus și îți mai repet, ești ca o prințesă. Eu vă doresc din tot sufletul ca după euforia toată de astăzi, așa, tot un roz, mâine când o să pășiți în viața voastră adevărată, când o să îl aștepți de la lucru obosit, o să faci mâncare, o să-l înțelegi când este supărat, să aveți răbdare, să aveți înțelepciune, să vă iubiți, să vă respectați, să vă ascultați și să vă respectați părinții, să le spuneți mulțumesc pentru ce sunteți voi astăzi. Eu vreau să menționez că Tatiana este o persoană cu un suflet minunat, cald cât o pâine, câte lucruri frumoase și binefacere a făcut pentru copilașii bolnavi din Republica Moldova. Nu pot să nu menționez asta. Plecăciuni, să știi că te respect foarte mult. Vreau să vă spun că viața este atât de scurtă și tu știi despre ce vorbesc eu, să nu o pierdeți pentru momentele de mândrie, de supărare, să știți la timp să spuneți te iubesc, la timp să spuneți îmi cer scuze și să trăiți așa în lumea voastră, fericiți, să faceți abstracție de toți care o să încerce să vă, nu știu, să vă
pună ceva în calea fericirii dumneavoastră. Să fiți fericiți și un copilaș în curând. O seară extraordinară, un local extraordinar, cu doi tineri atât de frumoși, deștepți, adevărați patrioți ai neamului. Mă mândresc cu ei. Tania este nepoțica mea, pe Andrei îl cunosc, nu chiar așa de mult, dar este un băiat extraordinar. Mă bucur pentru voi, vă felicit din suflet, vă iubesc și vreau să vă spun că timpul care este dat de Dumnezeu, ca voi să-l treceți prin viață, să lăsați așa o urmă mai departe, ca cu voi să mândrească neamul până la urmă așa cum se mândrește azi. Din partea mea am auzit multe cuvinte, casă de piatră, sunt de acord, numai decât, dar asta era în veacul trecut, când părinții îți dădeau câțiva ari de pământ ca să construiești casa și câteva desetini ca să te ai cu ce te hrăni. Astăzi, eu socot așa, că casa de piatră numai decât, dar asta rămâne pe seama părinților, iar noi, masa noastră, am grămădit aici de la început, ca să punem umărul, ca tinerii după nuntă să plece la odihnă, să se odihnească și să se stăruie cât mai repede să-i facă pe părinți, părinților dragi buniei, ca să aibă ei cu 5 zilele de sărbătoare cu ce se ocupa. Și le doresc încă o dată, dacă să-l parafrazăm pe bunicul Ion Creangă, multă sănătate, baftă, fericire, bucurie și câte pieni pe cucoș, atâția copii frumoși. Mulți ani înainte! Salutare la toată lumea, dragii noștri Taniușa și Andrei. Din partea mesei numărul 6, vrem să vă dorim ca să ajungeți la adânci, adânci bătrânețe și să trăiți pe malul mării, într-o căsuță, cum vă doriți. Și într-o bună zi la ușa voastră se bate, la care voi dinăuntru întrebați, cine e acolo? Din partea cealaltă vă răspunde, asta e fericirea voastră, la care voi îi spuneți, pleacă fericire, nu avem nevoie de tine, pentru că am trăit o viață fericiți și nu mai avem nevoie de tine. Bate în ușa a doua oară, la care voi întrebați, cine e acolo? La ușă vă spune, asta e iubirea voastră, la care voi răspundeți, pleacă iubire, nu mai avem nevoie de tine, toată viața ne-am iubit. Bate în ușa a treia oară, la care voi întrebați, cine e acolo? Din partea aia la întâi vă spune, asta suntem noi, banii voștri, la care voi răspundeți, plecați bani, nu avem nevoie de voi, pentru că i-am avut toată viața îndeajuns. Bate în ușa a patra oară, la care voi întrebați, cine e acolo? Din partea aia la întâi vă răspunde, suntem noi, prietenii voștri, la care voi deschideți larg ușa, intră fericirea, iubirea, banii și toți oaspeții din sală, la care ne adăugăm și din partea noastră. La mulți ani! Eu, ca cea mai tânără de la masa numărul 9, am luat toate plicurile și, desigur, Tatiana, eu știu că tu faci parte din categoria femeilor care știe ce vrea și știe cum să obțină ceea ce vrea. Eu știu că această seară ți-ai dorit-o mereu și eu sunt sigură că fericirea și norocul care îl ai în mâini, ai să-l ții aproape de inimă tot restul vieții. Și doar tu știi cum să faci ca să fericirea voastră să evolueze și să înmulțească. Eu vă doresc cel mai sincer, la mulți ani să aveți, să fii fericită și cel care e alături de tine să te iubească, să te simți femeie, mamă, prietenă și tot ceea ce îți dorești. La mulți ani să aveți,
alături de nașii voștri, alături de toți prietenii. Și încă una, dacă nu mă iei de cu mătră, te pun în lista neagră pe Facebook. Așa, asta este din partea noastră. Aici un roșu pentru o dedicație. Dar dacă îți poate să o cânt eu și băieții să mă ajute, da? Treabă de și spătrece, omule, vezi viața cum este ce. Ca și uite-ți supărarea, omule, în virca de țealerea. Treabă de și spătrece, omule, vezi viața cum este trece. La mulți ani să aveți fericire și doar vrei de alături de voi. Mulțumim mult, să trăiți! Onorată asistență, bună seara, stimați nași, dragi fiini, mire și mireasă. Astăzi, împreună cu prietenii, rudele, părinții, am sărbătorit o seară de neuitat, celebrarea căsătoriei voastre. Deci eu, toți v-au felicitat și foarte bravo, noi ne alăturăm la tot ce s-a spus până acum, cuvinte frumoase, dar eu personal, ca mamă care a crescut doi copii, vreau să aduc sincere felicitări și mulțumiri părinților care au crescut, au educat așa copiii minunați, care au investit toată viața pentru voi, ca să fiți astăzi acei care sunteți frumoși, inteligenți, cu un statut, cu un început de cale. Grație părinților, băiatului, a lui Andrei și a mamei, a Tatianei, deoarece știu că s-a investit foarte mult și îmi dau seama de acest lucru. În final, felicitări din partea mesei nunului. Vă doresc din suflet, eu personal, atât vouă cât și nașilor care sunt tineri și sper că Mihai și Marina sunteți, a ajuns timpul când voi deja puteți să fiți un exemplu, un model și un sfătuitor pentru tânăra familie. Aceasta este o povară și totodată o responsabilitate mare pe care voi ați luat-o cu bunătate și cu bunăvoință. Eu vă doresc din suflet sănătate, dragii mei, fericire, iubire și la mulți ani! La mulți ani și sănătate încă o dată, într-un ceas bun! Partea noastră, un mic ajutor financiar de domnul... Unde aici, da? Andrei și Tatiana. La rândul meu vreau să vă felicit cu această frumoasă sărbătoare din viața voastră. La rândul meu vreau să vă doresc să fiți sănătoși și să fiți fericiți. Vreau să vă felicit cu cuplu frumos pe care l-ați ales să fie la umărul vostru acest minunat și acest frumos cuplu, Mihai și Marina. Eu vă cunosc, eu vă apreciez, vă stimez și vă doresc foarte mult să fiți fericiți, iubiți, stimați-vă, apreciați-vă. Evident că la rândul meu am careva emoții, dar eu vă felicit din partea echipei nașilor și vă doresc să fiți cât se poate să creați un exemplu pentru toți de-al de noi, oamenii care nu și-au format un cuplu. Voi sunteți la rândul nostru un exemplu. Vă rog foarte mult să ne demonstrați că dragostea există, că persistă în sufletele noastre, dar noi, la rândul nostru, rămâne să ne bucurăm pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc foarte mult pentru această frumoasă seară. Din suflet vă spun că am avut plăcerea, onoarea să vin, să fiu alături de voi și în plecăciunea sufletului mă bucur pentru voi. Vă apreciez și vă doresc mult succes! De-am nu mai am și spun. Vă doresc mulți ani și toți fericiți, prieteni adevărați și pentru tine, Andrei, doar vorbitor de limba rusă. Noi, la rândul nostru, din partea mesei numărul 12, adică echipa Socrul cel Mare, vrem să vă dorim să aveți dragoste și pace. Și dacă este să fie casă de piatră, în casa voastră să domnească doar înțelegerea și înțelepciunea. Și cum astăzi vă țineți de mână, așa să treceți prin viață, obstacolele, ținându-vă de mână. Iar bucuriile să le întâmpinați exact la fel, ținându-vă de mână. Să aveți stima și respectul tuturor celor dragi. La rândul vostru, să dăruiți stima și respect. Totuși, familia voastră să fie puternică și unită. Vă dorim din tot sufletul sănătate. Iar fericirea, dragii noștri, fiecare om, cum și-o face, așa o are. Un mic suport din partea noastră. În aceste clipe, ai onoarea să le oferi comoara pe care am adunat-o împreună cu toți oaspeții. Și vă mulțumim pentru asta! Dragi oaspeți, Miriu a avut grijă ca să plecați de la această nuntă nu doar cu amintiri și cu impresii frumoase, dar și cu poze sub formă de magnet pe care puteți să-l puneți pe frigider. Regăsiți pe dumneavoastră în acele poze și să vă luați magnețelul acasă. Ei însă au un magnet la inimă pentru că au prins inimile atâtor oameni. Voi sunteți niște eroi și, draga mea, ai avut o intuiție minunată, ți-ai luat alături un bărbat care chiar să te facă mândră. Acum, așa cum am zis la început, nu știu care dintre ei mai vedetă, dar nu contează asta, contează dragoste să fie în familia lor. Iar acum, dragilor, aveți voi onoarea să mulțumiți tuturor celor care au fost alături de voi astăzi. Bună seara tuturor! Vreau să vă mulțumesc în primul rând că v-ați găsit timp să veniți, să facem împreună o petrecere frumoasă și visul meu din copilărie de a fi mireasă să fie mai frumos, mai magnific și mai deosebit decât mi-am imaginat eu. Vă mulțumesc! În limba rusă, o altă dată o să discutăm. Vă mulțumesc frumos tuturor nuntașilor. Cu o cuvântare nu m-am pregătit și tot timp când iau microfonul în mână am emoții. Țin să vă mulțumesc frumos tuturor pentru prezența care și timpul care mi l-ați acordat, mie și Tatianei. Mulțumesc frumos părinților, mulțumesc frumos nașilor. Și, în ultimul rând, vă doresc în continuare o seară frumoasă și distracție în continuare. Așa să fie! Dragule, să știi că noi mai avem o dedicație muzicală pentru tine, una secretă. De ce? Pentru că tu la noi ești ofițer, așa? Da? Și această dedicație, mie așa mi-au zis spionii de aici, de prin sală. Așa că această dedicație muzicală este pentru tine și numai pentru tine. Господа офицеры, по натянутым нервам, я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто просит карьеры, живота
не жалея, свою грудь подставляя за Молдову свою, тем, кто бросил в Алгане свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских парей. Я пою офицерам, офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Молдову и свободу до конца. Офицеры, молдаване, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать черта. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Молдову и свободу до конца. Офицеры, молдаване, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон. Vreau toate fetele care vor să prindă acest buchet fenomenal de bujori albi, miroase atât de frumos, și cine va avea onoarea să câștige acest buchet și, de ce nu, să devină următoarea mireasă din gașcă. 3, 2, 1 și... Ia câte, ia să vedem. Veronica. Și Victor. Vai, vin, vii, gata, parcă văd panoul vostru de la nunte. De cât timp sunteți împreună? Mult timp. A, până nu-i timpul? Dar n-ai în el. Nu-i la momentul dat. Hai, pupă pe femeia vieții tale și poate, poate. Așa că nu numărați toți banii, mai lăsați deoparte, că în curând o să jucați la o altă nuntă. Floare, ca să trăiască la
așa mare, care o fină ca o floare. Cine e de pizza aleasă, tot cu lună și botează. Dragilor, a venit momentul să primim surpriza dulce a serii și așa cum Dragos și Nași, da, faceți voi live, faceți stories-uri, dar ei au nevoie de voi acolo, coborâți, pentru că unde-s doi puterea crește, dar unde-s patru, credeți-mă, puterea este incomensurabilă. La ora asta un cuvânt din ăsta foarte greu, adică fără margine, ca și universul nostru, ca și dragostea voastră. Să vină tortul miresei! Ia să vedem cât de dulce este tortul. Oare e mai dulce decât Tania? Hai să vedem. Tania, tu prima testez. Să vedem ochii. E bine. Da? E bun. E extraordinar de bun. Acum, draga mea, oferă-i și soțului tău. Apropo, trebuie să te obișnuiești deja cu acest titlu. Dacă până acum era iubit, logodnic, aveți parte de niște nași tare, tare dulci. Eu sper să nu avem supradoză, da? Și că nimeni dintre voi nu are probleme de sănătate. Vă mai încărcați cu niște energie, pentru că dulcișorul mai găsește niște substraturi de energie și să continuați să vă distrați. Mulți ani înainte și casă fericită, plină de zâmbete și copii să aveți, dragii noștri! Așa să fie! Stimați oaspeți, cât mirii noștri ciocnesc, chelnerii vor pregăti câte o felie din tortul mirese pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cei mai răbdători vor fi premiați cu porție dublă, pentru că au fost din aia care au plecat și nu știu ce au ratat.